Bună, sunt Cristi. Am crescut, dansat și iubit în România. Aici este acasă. E locul unde au crescut bunicii, părinții și locul unde ești primit cu căldură chiar și de bătrânei din Cismigiu la un joc de remi. Era foarte diferit aici în copilărie, însă lucrurile s-au schimbat și continuă să se schimbe în bine. Îmi place că avem un București din ce în ce mai verde, dar asta nu compensează clădirile interbelice abandonate. Mă simt safe în orașul ăsta. Totodată, mi-ar plăcea și fetele să se simtă așa mergând noaptea pe stradă. Detest să stau în trafic și uneori îmi place să mă urc undeva sus și să-mi imaginez cum va arăta București în 50 de ani. Eu cred că noi știm să ne distrăm și să ne bucurăm din lucruri mărunte și cred că suntem mai buni la geografie decât alte țări. Nu suport când străinii confundă Bucureștiul cu Budapesta. Atunci devin vampir rău. Eu cred că România e mai mult de atât. Îmi plac oamenii de aici și cred în ei. Este un popor curajos și ambițios care așteaptă educare, dar a fost faultat când alții primeau startul.